Elevii prezenți la inaugurare spun că sunt entuziasmați de deschiderea unui astfel de club în liceul lor. Deși internetul reprezintă un mijloc de comunicare aproape indispensabil în cadrul clubului de radio, amatorii tineri vor avea posibilitatea să descopere o nouă metodă de comunicare, și anume prin intermediul radioemițătoarelor. Obiectivul radioclubului este atragerea adolescenților pentru practicare și cunoașterea utilizării frecvențelor radio în scopuri personale, cum ar fi concursuri sau schimb de experiență cu radioamatorii străini. Tinerii vor învăța să transmită mesaje codate în alfabetul Morse, dar și să construiască echipament radio singuri. Sunt foarte interesant, este un club în care precis mă voi înscrie. Sunt foarte curioasă de ce și am venit aici, căci este ceva nou, ceva interesant, ceea ce nu s-a mai întâmplat la noi în școală, și cred că aș vrea și eu foarte mult într-adevăr să mă înscriu. Ideea deschiderii unui astfel de club aparține unui fost elev al liceului, Andrei Ciobanu, care va fi și responsabil de cerc. Deși absolvit cu mult timp în urmă, nu s-a îndoit niciun moment că liceul este locul cel mai potrivit pentru înființarea radioclubului. De asemenea, acesta spune că va veni cu mare plăcere să se întâlnească cu tinerii radioamatori și este pregătit să învețe multe lucruri interesante. Simplu fapt că în Republica Moldova sunt foarte puține cercuri de radiocomunicații cu profil radio, și am avut această dorință de a începe un lucru și a-l duce la capăt. Directorul liceului, Valentina Untilov, spune că inițial a reacționat sceptic la ideea de a deschide acest club. Acum este mândră că primul club de radioamator din municipiul Chișinău se deschide anume în liceul Hiperion din Durlești. Domeniul educației se pune pe formarea competențelor la elevi, și mai frumoase competențe în domeniul fizicii, informaticii, decât în cadrul activităților de tipul acesta, eu cred că nu există în acest domeniu. Primarul orașului Durlești, Nicolae Crudu, salută această inițiativă și promite că va fi alături de fondatorii clubului ori de câte ori va fi nevoie de susținerea autorităților locale. Luând în considerație că e primul din municipiu, cred că e foarte binevenit. Poate un pic am întârziat, că se putea și vreo 20-30 de ani în urmă. Nu știu dacă va face concurență, să zicem, calculatorului, dar sperăm că acei care n-au măcar calculatoare pe acasă, încă să înceapă să facă ceva treabă, ca să nu se îmble pe străzi. În cadrul evenimentului a fost stabilită prima legătură radio cu un alt club de radio amator din Galați, România. Inaugurarea a fost completată de un spectacol artistic susținut de ansamblul de băieți Haiducii.